Instituită în 1994, Supercupa României la fotbal este competiția fotbalistică internă, al cărui trofeu nu s-a acordat în anii 1996, 1997, 2000, 2004 și 2008, pentru că în aceste sezoane o echipă a câștigat atât cupa cât și campionatul. Mâine, 16 iulie, de la ora 21.45 pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, în Supercupa din acest an, se vor întâlni Astra, campioana ligii i și CFR Cluj, câștigătoarea Cupei României. Echipa Giurgiu este câștigătoarea Supercupei în 2014, în timp ce echipa ceferiștilor de lângă dealul Feleacului deține două trofee pe cele din 2009 și 2010 și a mai fost finalistă în 2012. La Cluj, anul acesta, gazdele par favorite tocmai pentru că joacă pe frumoasa arenă clujană, însă dorința giurgiuvenilor de a egala performanța clujenilor legată de numărul de trofee obținute ar putea stimula echipa lui Șumudică. În așteptarea rezultatului partidei de mâine seară și de cea deținătoarei viitoarei cupe, să ne reamintim fiindcă Steaua București este echipa care a câștigat de șase ori trofeul, disputând și alte trei partide pentru Supercupă și că Stadionul Național din București a găzduit cele mai multe meciuri ale Supercupei. 8 la număr.